Vasile Ghica, sunteți numit pe bună dreptate atletul gândului concentrat, dar aprecierile confraților nu se opresc doar la această sintagmă, pe lângă ea putând fi consemnate numeroase altele în care autorii lor încearcă să vă definească. Raportându-vă la ceea ce spune lumea și la ceea ce gândiți, dumneavoastră cum vă vedeți? Da, eu inițial am vrut să mă exprim în alte genuri. Aș fi vrut foarte mult să fiu poet, să mă remarc prin poezie. Am încercat, n-am fost mulțumit și am descoperit absolut întâmplător, mi-a căzut în mână o carte a lui Stanislav Jerzy Lec, polonezul renumit. Am citit-o într-o noapte, am învățat-o pe de rost și atunci mi-am dat seama că aș putea și eu să mă exprim prin această specie minusculă. După aceea nu m-am mai putut deslipi,
Eu fiind profesor de română, le vorbeam copiilor despre pasiunea, despre munca cu manuscrisul, despre câte și mai câte. Dar nu mi-am putut imagina că patima aceasta a scrisului te poate înrobi atât de tare. Practic nu era, știu, fragment de timp, noapte, oricând fugea gândul tot și acum se întâmplă la fel. Da, s-a întâmplat. Pasiunea aceasta a scrisului datează mai de mult sau pur și simplu a apărut în momentul în care l-ați descoperit pe autorul aforismelor? Sau a pornit, eu știu, dintr-un impuls mai vechi, în copilărie, în anii de liceu, în anii de facultate? Da. Primele încercări literare au fost lirice și au fost în perioada gimnaziului, când am avut un învățător. El era învățător, dar la rugămintea directorului școlii, un an de zile a predat limba română la clasa noastră, la clasa unde eram și eu. El avea și el poezii publicate, era un om de o sensibilitate rară, a făcut un cerc literar. Mi-amintesc chiar o scenă care nu pot să nu zâmbesc acum când mi-amintesc, că la o ședință de cerc literar pe care o ținea în localul primăriei, că nu, la școală nu era loc, nu era nicio sală suplimentară, și eu când am ajuns acasă, tata a văzut că mi-s ghetele rupte și le-a luat repede, le-a spălat și s-a dus cu ele la cesmar. Dar eu lipseam, trebuia să lipsesc de la cercul literar și nu puteam să concep. Am luat niște ghete de-a lui tata, el era bărbat, voinic, așa, scăpam, rămâneau ghetele prin noroi. Dar vreau să spun că atât de mult m-a atras lectura literară, încât deci eu nu concepeam că pot lipsi de la o asemenea manifestare. Și atunci am scris primele poezii, mi le publica acolo, aveam o rubrică la Gazeta de Perete. În liceu, mă rog, mai puțin, aveam un profesor care era prieten cu Eugen Ionescu de la Paris. Și, mă rog, aici un lucru mai, nu avem timp să vă povestesc în detaliu. Chestiunea e că mi-a apărut o poezie întâmplătoare, așa, într-un ziar din Bârlad, și colegii s-au dus cu ea la profesor, profesorul s-a uitat la ea, m-a chemat lângă el, s-a uitat și a zis: băieți, e bună, dar da, cu scuturi. Și atunci nu mi-a mai trebuit. Iar când m-am dus la facultate, întrebând acolo câte volume are Biblioteca Eminescu din Iași, și mi-a spus că 2,5 milioane, am întrebat și eu moromețian, așa: domnule, cu cine să mă lupt eu cu ăștia 2,5 milioane? Dar am făcut publicistic în facultate, am lucrat la redacția Vieții Studențești și am mai colaborat și la revista Contemporanul, deci cu un scris, dar scris de adevăratele, de-abia după ce am descoperit aforismul și după ce mi-am dat seama că aș avea și eu ceva de spus în acest domeniu. Pentru orice scriitor contează foarte mult mediul din care s-a format, profesorii care l-au îndrumat, climatul cultural. Deja ați amintit câteva lucruri, dar m-ar interesa de ce ați optat pentru Iași și nu pentru București, să zicem. Da, pentru că amintează de profesori, eu am un respect deosebit pentru
toți profesorii pe care i-am avut, chiar în satul meu, unde nu era calificat decât învățătorul Filichi, când am terminat eu școala, dar am un respect deosebit pentru toți, pentru că și-au făcut datoria. Învățau cartea din manual, dar în fața noastră nu se cunoștea că ei nu sunt bine pregătiți. Iar în liceu am apucat profesor din garda interbelică, profesori fantastici, de exemplu, profesorul meu de fizică și de chimie ne recita uneori poezii în limba latină sau în limba greacă. Deci cam acesta era nivelul cultural. Și când a venit vremea facultății, de ce am optat pentru Iași, n-a fost un calcul, a contat distanța, era mai aproape. Dar, din întâmplare, am nimerit foarte bine și n-aș fi fost încântat să fac în București. Mi-am dat seama după aceea că, venind în contact cu studenții bucureșteni, Iașul are zona lui de studenție. Copou este al studenților. Studenții sunt vizibili, sunt runesc, sunt prietenesc. Pe când în București, după ce ai ieșit de pe poarta facultății, te amesteci cu așa. Apoi, în studenție, aș vrea să spun că eu am trăit, aș spune, cel puțin două facultăți. Am făcut simultan una pe cea normală de filologie, cursuri, seminarii, examene, iar alta culturală. Era o viață culturală deosebită. Filarmonică, concerte educative, teatru extraordinar. La îndemnul, la orientarea unui coleg, Dumnezeu să-l ierte, care m-a îndemnat și pe mine și pe alți colegi, toată facultatea am avut abonament la teatru și la filarmonică. Așa. Și expoziții, conferințe, veneau mari personalități de la București, țineau conferințe. Eram pur și simplu extaziat de ce viață culturală am dus acolo. Și a treia zonă a activităților noastre erau partea distractivă, erau spectacole studențești, erau reuniuni, erau plimbări, excursii, vizite prin oraș cu profesorii. În Iași, după cum se știe, fiecare colț este un monument, este o amintire, este și profesorii noștri, Ide Lăudat și Constantin Ciopraga, ne-au luat prin anii 1-2 și ne-au plimbat prin oraș și ne-au arătat aici, a dormit, stătea Iorga aici, stătea aici, locuit Eminescu aici și așa mai departe. Și mă bucur că nu am greșit alegând Iașul. Când copiii mei au ajuns în pragul învățământului superior, m-am dus și am plimbat de câteva ori prin Iași. Din păcate nu am putut să-i lămuresc, ei au ales Bucureștiul. Mi-a părut foarte mult pentru că i-am simțit după aceea că ei n-au trăit vibrația, știu eu, și tinerească și culturală și pe care am trăit-o eu la Iași. Amintiri formidabile din studenții. După ce ați terminat facultatea, v-ați dedicat marea majoritate a timpului învățământului, activând fie ca profesor, fie ca inspector școlar, ca metodist la Casa Corpului Didactic. Ați aprofundat atât de bine procesul de didactic încât v-ați implicat și ca autor, redactând câteva manuale în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice. Îmi faci să ține câteva din coordonatele acestea ale activității dumneavoastră didactice și din performanțele, pentru că știu că aveți destule performanțe pe linia procesului de învățământ.
Da. Eu am ales o carieră didactică fără să știu prea bine ce valențe am. Sigur că am admirat pe profesorii pe care am avut, mi-am ales chiar repere așa pentru viață, dar nu știam de ce aș fi eu în stare la catedră. Când am venit la catedră, am început activitatea într-un sat unde am stat 4 ani, lângă Tecuci, la Matca. Mi-am dat seama că am totuși aptitudini pentru această meserie. M-am străduit să-i determin pe copii sau să-i atrag, să vadă copiii ce disciplină fantastică este limba română, ce înseamnă literatura pentru viața, pentru viața omului, cum îl poate influența, cum îl poate face să trăiască, să trăiască viața mai frumos. Erau niște copii chinuiți, la Matca sunt oamenii extraordinar de harnici, dar nu sunt receptivi la valorile școlii. Sunt foarte puțini absolvenți de învățământ superior într-o comună atât de mare. Ei sunt pragmatici. Acum aș putea spune că ei sunt foarte bine orientați. Pragmatismul a ieșit victorios în toată lumea. Am încercat să-i atrag pe copiii aceștia. Mă amintesc că am făcut un cerc și eu de creație literară, cum făcuse învățătorul meu, Filiche. Și la prima ședință mă amintesc că am făcut întuneric în sală, am aprins o lumânare, le-am pus discul cu balada lui Ciprian Porumbescu, le-am spus să se gândească să privească lumânarea și să se gândească la morții lor, dar și la morții țării, la eroii care și-au dat viața pentru țară. Când s-a terminat melodia, liniștea în sală a continuat. Copiii ce erau înmărmuriți de frumusețea muzicii și îndemnul meu de a răscoli amintirile și... Mi-am dat seama atunci, copiii aceștia sunt formidabili. Erau chinuiți, erau atât de chinuiți încât odată le-am aruncat o minge, aveau o oră liberă și le-am aruncat o minge să joace și au refuzat pentru că erau foarte obosiți. Ei veneau de la muncă, dimineața munceau, de când se lumina de ziua și până când veneau la școală. Și atunci mi-am dat seama, ce copii chinuiți dacă ei refuză să joace minge. Dar după ani și ani, copiii aceia mi-au amintit de cercul literar, de frumusețea literaturii. Recitau, cineva spune, ne-a citit Cetatea Neamțului a lui Coșbuc. O știu pe de rost acum. Și mi-am dat seama că... După aceea, mă rog, am venit la oraș, am fost cooptat, așa era pe vremea aceea, la inspectoratul școlar. Ca inspector școlar, iar m-am orientat, i-am rugat pe colegii mei să aibă în atenție componenta aceasta, a sensibilizării elevului la frumos, la cultură, să îndemne pe copii, să culeagă creații folclorice, să se intereseze de monumentele din sat, de ce vechime are biserica sau școala sau ce alte monumente mai sunt pe acolo, să... Știu eu, când se duc undeva, la fel, prima grijă, să se intereseze prin ce este, ce personalități au dat relief acestor localități. Și în felul acesta zic eu că, și am observat că colegii mei au fost foarte, foarte receptivi, și zic eu că aceasta a fost adevărata menire a predării literaturii în școală. Da. Spuneam ceva de manuale. A scos și un manual pentru diriginte, pentru dirigenție.
Spuneți-le despre aceste manuale, pentru că ele au utilitatea lor practică și au fost foarte bine primite atât de cadrele didactice, cât și de ele în sine. Da. Toate eforturile. Deci, eu am avut pasiunea, evident, pentru limba română, predarea limbii române, să o fac în condiții cât mai bune, dar și mi-am dat seama că trebuie realizată și cealaltă componentă educativă pentru a ajunge mai ușor la sufletul elevului. Și am încercat fel de fel de experimente, am dat sute, chiar peste 1500 de chestionare și le-am păstrat, am păstrat răspunsurile copiilor, dascărilor, a cercetătorilor și după 30 de ani de vechime în învățământ am realizat acest, căruia i-am spus eu, un posibil manual de dirigenție, care într-adevăr a fost bine primit. Dacă editura Polirom a scos patru tiraje în 4 ani consecutivi, pentru că, spre deosebire de cărțile care apăreau și, din păcate, apar și acum, care sunt, în general, teoretice, cu fel de fel de scheme, cu puncte de urmărit, de nu știu ce, de sarcini și așa mai departe, eu am scos din chestionarele pe care le-am dat răspunsurile care mi-au plăcut mai mult și le-am așezat în carte pe teme. Așa în fel, așa se face că dirigintele, dacă ia această carte și în ora de dirigenție și o așează pe catedră, deschide la o temă, de obicei o temă programată, dar chiar dacă nu era programată, și spune, uite mai ce spun colegii voștri despre iubirea adolescenților. Și citesc opinii și pro și contra și sigur că se înfiripă discuții în clasă. În felul acesta, pentru că mi-am dat seama că marele absent al învățământului de atunci, de când am intrat în învățământ și din păcate și a învățământului de acum, marele absent este dialogul real cu elevul. Să vedem care este opinia copilului, ce își dorește el, ce știe el despre ce s-a învățat și așa mai departe. La sfârșitul cărții este un album cu capodopere ale artei românești și arte universale în pictură, arhitectură, sculptură, așa, și case memoriale. Pentru că eu știam că existau și există și acum foarte mulți copii care nu au ținut în mâna lor niciodată un album de art. Și le-am oferit o posibilitate să-l aibă la îndemână. Da, fără falsă modestie, mă mândresc cu această carte pentru că am abordat fel de fel de teme și cu probleme mai apropiate, minorități sexuale, cu cum înțeleg ei, ce înțeleg, ce trebuie să spună, democrația, cum trebuie înțeleasă democrația, cum o înțelegem noi și iată, copiii care mi-au spus răspicat, domnule, eu aș vrea să am un director de școală ca să aibă o carieră didactică, nu politică. Deci nu, el să nu fie promovat pe criterii politice, să fie pe criterii profesionale. Deci să amestecă politica pentru că au simțit și ei fluctuația aceasta extraordinară și vătămătoare de director. Și aș vrea să amintesc că am mai scris de mai multe ori despre lucrul acesta că la sfârșitul secolului al XIX-lea, Carol I, regele, când numea, el în calitate de rege, îl numea pe prim-ministru și când îl chema pe prim-ministru și îl investea, îi punea două condiții. Domnule, pune dumneata pe cine vrei, unde vrei, dar te rog, la externe să-mi pui
pe cineva cu doctoratul la Sorbona, pentru că trebuie un om cu orientare generală, iar la învățământ lasă-l pe Haret, că acolo este viitorul țării. Și indiferent de cine venea la conducere, Haret a rămas ministru 12 ani și a făcut o reformă, a făcut un învățământ în care noi dăm cu baroasele de 70 de ani și nu-l putem sfărâma de tot. Ori acum o fluctuație disgrațioasă, în 26 de ani să ai 24 de ministri ai învățământului, ce să facă omul ăla într-un an sau doi? Așa, și nu trebuie să ne mai mirăm că am ajuns în condițiile în care am ajuns și nu numai în învățământ. Și în cultură, și în economie, și peste tot. Încă tot ați amintit de rege. Mulți asociază numele dumneavoastră cu numele dinastiei de domnitori Ghica sau cu scriitorul Ion Ghica. Are vreo tangență? V-a răurit cumva sau v-a dezavantajat? Mi-ar fi plăcut să fiu din stirpea. Eram student, am să povestesc o întâmplare. Eram student în anul al treilea, eram bursier de primărie, cum se spunea atunci, bursa la copiii de țărani, tata nu era chiar bur, deși a fost el pus pe o listă odată, dar avea 3 hectare de pământ. Aveam bursă de primărie, cum se spunea. Contractul era pe 5 ani. Și îi spuneau așa, domnule, noi îți dăm bursă 5 ani. Dumneavoastră, dacă vrei să faci facultatea în 6 sau în 8, te interesează. Numai că, dacă înceta bursa, pentru mine, noi eram 3 frați studenți, toți cu bursă de primărie și părinții lucrau la CAP, deci cine își pierdea bursa trebuia să renunțe. Și prima condiție a fost să promoveze anul. În anul al treilea a venit o altă condiție, să-l promovezi cu minimum 7,50. Aveam și urma un examen extraordinar de greu cu Gheorghe Agavriloae, care era ginerile renumitului critic și istoric literar, Garabeti Brăilean. Așa, el era marxist din perioada interbelică. Și știindu-l atât de mare, el când a văzut numele Ghica, zice, ia spune, ești rudă cu domnitorul sau cu scriitorul? Eu știindu-l pe el marxist, nu puteam să spun cu domnitorul, cu scriitorul, domn profesor. Și că lasă că vedem noi acuși. Cu cine ești rude. Așa. Și în sfârșit, i-a plăcut, mi-a căzut polemica Gherea Maiorescu și chiar atunci se începea o reabilitare a lui Maiorescu, dar eu știindu-l pe el marxist, îl bubuiam pe Maiorescu în favoarea lui Gherea. El totuși mi-a spus să știi că nu, Maiorescu a fost totuși mare, da? Mă rog. Și s-a terminat examenul, mi-a pus nota și a spus, zice, domnule, amintindu-și de întrebare la început, cu cine sunt, de unde provin, și a zis, zice, da, deci cu Ion Ghica, zici că te înrudești. Dar și să știi că și Ion Ghica, dacă ar fi acum, dacă ar trăi acum, s-ar putea să fie și el membru unui CAP. Și eu spun, cum e tata, domn profesor? i-a plăcut foarte mult. Am răscolit eu documente, nu. Domnul profesor Arvinte spunea, domne, s-ar putea să fie cineva, un Ghica din familiile domnitoare, care a căzut în disgrație și l-a trimis undeva, într-o fundătură. Nu, a fost vorba de un preot care îl chema Gică și era foarte apropiat, s-a luptat pentru pământul țăranilor, oamenii nu-i mai spuneau părintele, îi spuneau Gică și de aici a părut Ghică și probabil cu un notar beat a spus în loc de Gică, Ghica și așa am rămas cu numele acesta cu care eu mă mândresc, dar... trebuie să recunosc care e realitatea.
I-ați dat dumneavoastră greutate, de asta vă și mândriți. Revenind la scrisul dumneavoastră, trecerea aceasta de la manualul școlar de aforism presupune, sigur, o cultură destul de bine aprofundată și o concizie pe care aforismul în genere o cultivă. Ați debutat ca scriitor destul de târziu, la finalul anului 1989, cu Surâsuri migdalate, dar, spre deosebire de zilele de astăzi, tirajul de atunci care l-a avut cartea dumneavoastră a fost într-adevăr de neimaginat pentru scriitorul de astăzi, fiind el chiar în vogă, să spunem așa. Judecând acest decalaj uriaș care există între ce a fost șansa scriitorului înainte de tulburările acestea revoluționare de la noi și șansa scriitorului de astăzi, cum vă explicați această discrepanță? Da, înainte de a vorbi despre debutul editorial, aș vrea să spun câteva lucruri legate cu primele mele colaborări și vreau să spun că am avut noroc. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, nu știu dacă am avut noroc în alte domenii, dar în ceea ce privește receptarea textelor mele, s-au întâmplat câteva lucruri uluitoare și care, cum să spun, dar puteau foarte bine să lipsească. Și nu ar fi mai fost aforismele mele atât de difuzate cum au fost. De exemplu, primul lucru care mi s-a întâmplat, primul lucru benefic, așa, fantastic, care mi s-a întâmplat, a fost contactul cu Adrian Păunescu. Eu nu aveam o părere prea bună despre Adrian Păunescu. Tata a fost urmărit, n-a fost arestat, dar a fost urmărit, el a fost liberal și noi copiii simțeam că tata avea o orientare anticomunistă. Mi-amintesc, printre altele, el venea seara obosit de la treabă și lua ziarul. Odată am înțeles lucrurile acestea, a luat, și cum era el de necăjit, a luat ziarul și a citit ceva acolo, probabil care nu i-a convenit, și a scuipat ziarul și l-a aruncat. Și spune-o mai târziu, prima polemică la care am asistat, tata scuipând ziarul mincinos. Așa. Și spuneam că nu-l suportam pe Păunescu pentru că cu lozincile lui, cârmaciu, cu tare și cu tare. Când am citit mai atent opera, am văzut că el, de fapt, spunea niște lucruri foarte curajoase pe care alții nu își permiteau să le spună. Sau mai ales la cenaclu. La cenaclu el primea bilețele din sală. Și, deci, sub imperiul anonimatului, oamenii întrebau lucruri curajoase. Și el răspundea tot atât de curajos. Atunci când spunea că da, copiii de țărani nu pot pătrunde nu știu ce cu tare. Ei, dar mă gândesc eu acum ce bieții copii de țărani nici atât nu au șanse să... Dar mă rog, a venit Adrian Păunescu, o singură dată a venit cu cenaclu înainte de Revoluție aici. Cineva de la cultură a spus, domnule, lui Păunescu îi place să-i punem pe masă din creațiile localnice. Dați și dumneavoastră câte o pagină, două, trei pagini acolo. Am dat și eu niște aforisme, mă rog. A început cenaclu, eu inițial nici nu m-am dus la cenaclu, m-am dus la pădure, dar ne-a apucat ploaia și când am venit în oraș făcuse frumos, oamenii mergeau la stadion, am dus și eu.
A spus la un moment dat, domnule, nu mai citim poezii, că-i duminică seara, uite, am primit niște aforisme și se uită la nume, îl rog pe Vasile Ghica să vină pe scenă. El își făcuse și bifase acolo aforismele care au plăcut mai mult și m-a rugat să le citesc. Eu le începeam și el le termina. Avea o memorie fantastic. Așa, și m-a chemat la București și m-a făcut rubrică în Flacăra, care avea un tiraj, apropo de tiraje, de 5-600 de mii de exemplare pe săptămână. Deci, dintr-o dată, am avut norocul să fiu foarte citit. Când mă bărbeream într-o dimineață, aud la radio pe Ion Ghițulescu citind aforisme. Am găsit în Flacăra niște aforisme bune. După aceea, pe marile, aici m-am minunat pentru că Paul Grigoriu era o legendă în materie de radio și de cultură generală și de, era formidabil. Și mi citea și îmi comenta și el. Deci asta a fost un pas formidabil pentru mine. Și Păunescu m-a publicat toată viața, deci din 1983 până când a murit, în toate revistele pe care le-a condus el și acum mă public copiii lui. Deci a fost un noroc formidabil pentru mine. Dar timpul trecea și am început să mă gândesc la un volum. Îl depășisem deja ca dată, ca vârstă pe Arghezie. Arghezie debuta la 47 de ani, eu la 49. Așa. Dar nu din vina mea, că eu mi-am dus volumul din 1983. Erau puține edituri, erau aglomerații foarte mari și am așteptat 6 ani la editură cu volumul aprobat. Era aprobat, cu aprobarea a fost un adevărat spectacol, nu mai exista formal, cenzura se desfințase, dar obligațiile au fost trecute asupra editurii și cei din editură erau mai exigenți decât cei de la cenzură. Și mi-amintesc un lucru simpatic, aveam un redactor de carte, o doamnă drăguță, deșteaptă, așa, și lua aforism cu aforism și îmi spunea, domnule, ăsta nu merge, domnule, ăsta nu merge. Și azi așa, mâine așa, la un moment dat îi citesc eu un aforism, era acolo un aforism, cine își depășește epoca, o așteaptă la răcoare. Și a zis, domnule dragă, pentru aforismul ăsta ne bagă la pușcărie pe amândoi. Eu am spus, doamnă, eram și eu tânăr, dânsa era strălucitoare, am spus, doamnă, dacă o să ne introducă pe amândoi în aceeași celulă, eu accept să facem pușcărie. Așa, în sfârșit, cartea a apărut într-adevăr un tiraj de 100.000 de exemplare, care s-a epuizat după cum mi-a spus cei de la editură foarte repede, așa era atunci, atunci oamenii citeau. De ce s-a ajuns acum la situația aceasta? Este un fenomen mondial, o îndepărtare a omului contemporan de cultură, este mai mult atras de divertismentul vulgar, gratuit, de senzațional, așa, este și acționează și din ce în ce mai periculos principiul comodității. Omul mai bine deschide televizorul și în 10 minute află nu știu câte crime și nu știu câte știri de senzații pe care dincoace le-ar fi aflat mai în carte mai greu. Problema este că este deosebit de păgubos. Noi am sărit calul așa cum știm noi, adică nu avem măsură niciodată, când într-o direcție, când în alta. De exemplu, s-au liberalizat după Revoluție, a spus, dom'le, comuniștii nu vă dădeau voie să scoateți cărți, vi le cenzurau, uite, dom'le, aveți voie să scoateți câte cărți vreți. Dar statul nu și-a luat mâna, nu mai sprijină cartea, decât foarte puțini scriitori mai sunt care mai sunt ale căror cărți sunt subvenționate de stat.
S-a ajuns la o inflație de carte cumplită și de aceea poate și cititorul s-a îndepărtat. Dacă i-au căzut în mână 2-3-10 cărți proaste, el nu mai are curaj să mai calce prin librării pe care și ele s-au fost. E curent că, dincolo de distrugerea economiei, distrugerea culturii este mult mai gravă. Și îndepărtarea omului contemporan din toată lumea de artă, de cultură, este deosebit de păguboasă și cu efecte imprevizibile, cumplite, eu cred că, pentru că am ajuns că, de bine de rău, arta îl modela pe om și l-ar modela în continuare dacă omul s-ar apropia de ea. Dar fără acest sprijin, fără acest ajutor, omul începe să judece numai prin prisma pragmatismului. Eu am un aforism care sună cam așa: lumea contemporană este un Titanic în derivă, iar noi, pasagerii, ne dăm cu vâslele în cap ca să prindem cabine de lux. Deci cam asta este situația. Pragmatismul acesta ne dezumanizează și ajungem la o atitudine absurdă. Absurd. Deci uitați-vă bine la magnații de astăzi, dacă îi scuturi și încerci să îi înțelegi, obiectivul lor fundamental este ca el să ajungă cel mai bogat om din cimitir. Cam asta este. Altceva nu-l interesează. Cât să acumuleze, să acumuleze. Bun. Și atunci să scrie acolo că ai fost bogat. Da. Există, cum a subliniat și dumneavoastră, nu doar o criză a culturii, ci și o criză a lecturii. Și ca să îi stimulăm puțin pe ascultătorii noștri, vă propun să citiți câteva din aforismele dumneavoastră. Da. De pe unele frunți și muștele pleacă dezamăgite. Este unul dintre cele mai cunoscute aforisme. Da. Muzica poate face dintr-un suflet răvășit o catedrală. E bine să medităm la lucrul ăsta. Relația dintre scriitor și critic seamănă adesea cu cea dintre copac și câine. S-au supărat criticii pe mine. De multă vreme în România este ca în avioanele vechi. Câțiva conduc și celorlalți li este greaț. Am un capitol întreg dedicat politicienilor noștri dragi, așa și sunt foarte, foarte supărat. De fapt, nu numai ei sunt vinovați. Noi suntem vinovați pentru că nu am înțeles că forța noastră în democrație este votul. Dar dacă nu-l exercităm ca lumea, ajungă în față tot felul de nulități, tot felul de... Așa. În istoria oricărei iubiri există un balcon ca al Julietei, pe care mai târziu se întind rufe. România nu este o țară a nimănui, este a câtorva. Un aforism care a avut un destin nemaipomenit, să vi-l citesc întâi: dublează umărul cuiva și îți va zâmbi sublimul. Acest aforism a fost luat de pe internet de o mare cântăreață și actriță din India. L-a așezat pe albumul ei Aniversar ca titlu și cu numele meu. Și am văzut pe internet, a vândut circa 10 milioane de albume cu numele meu. Deci un aforism care nu se putea să aibă o altă întâmplare mai fericită decât aceasta, nu putea să aibă acest aforism, care într-adevăr sună în spiritul filozofiei orientale: dublează umărul cuiva și îți va zâmbi sublimul. Așa,
În mod cert, noi românii avem astăzi cea mai coruptă și cea mai incompetentă clasă politică de la cultura Cucuteni încoace. Aici îmi cer scuze, democrația noastră originală seamănă cu o nuntă de câini, unde doar unul exercită actul împerecherii, iar cei din jur dau ca bezmeticii din fund. Exact cum spunea Iorga, un partid înseamnă un 1 urmat de mai multe zerouri. Cam așa este și acum, noi nu știu de ce avem noi 500 de parlamentari, când ei votează acolo ce spun cei 4-5 lideri de partid. Ăla spune, votați așa, așa votează toată lumea. Democrația? Așa. Și iar îmi cer scuze, există destule certitudini că actualii noștri politicieni vor lăsa poporului român ce i-a lăsat Terente în formol. Așa, dacă nu ne refacem echilibru psihic, pământul va deveni un ospiciu de 7 stele. Iarăși un aforist care a avut carieră frumoasă, scopul educației este transferul de flacără. Da, să zâmbim, s-au deschis granițele și pentru scriitorii români. Pot, de exemplu, să plece când vor în Spania la cules căpșuni. Așa, unul iarăși care mi-e foarte drag, ne străduim din răsputeri să lăsăm urme eterne pe zăpada vremii. Și un ultimul, iarăși îmi place foarte mult, mă bucur că am găsit o asemenea formulat. Ultima licitație s-a încheiat. Condiția umană a pierdut livada cu vișini. Și aici aș vrea un comentariu pentru cei care nu-și mai amintesc bine subiectul piesei, celebrei piese a lui Cehov, Livada cu vișini. Niște oameni scăpătați aveau o livadă în apropierea Moscovei și se duceau acolo, era raiul pentru ei, livada înflorită, dar au venit pragmatismul, terenul acela trebuia vândut pentru locuinți. Ei nu mai aveau puterea să-l mai țină. Și, deci, a câștigat licitația cel mai insensibil om, o pramatie, Și, deci, lupta aceasta între omul sensibil, între sensibilitatea aceasta, și zic eu, ultima licitație s-a încheiat, condiția umană a pierdut. Și dacă ne gândim ce se întâmplă acum la nivel mondial, când se spune că 80% dintre pământeni părăsesc această viață fără să guste ceva din deliciile artei, este nemaipomenit de dureros. Aici, la lucrul acesta m-am gândit. Noi am pierdut ultima licitație. Deci sensibilitatea, setea aceea de frumos dispare. Și noi începem să ne gândim numai la bogății, numai la bani. Spre pisc nu poți duce decât o stâncă sau o cruce. Sau să și zâmbim un pic, când se căsătoresc, toți bărbații au impresia că au dat de fata moșului. Dar săracii după aceea, mă rog, văd ei că nu chiar așa. Arta nu poate face rotundi capetele pe care moașa le-a lăsat pătrate. Și lucrul acesta este adevărat. Da, iarăși ceva dureros. Se pare că nu economia va globaliza planeta, ci ignoranța. Am un capitol despre proști. Proștii nu se mănâncă între ei, vor ceva mai fin. Afirmația că există un epicentru al prostii este o diversiune. Proști există pe toate drumurile. Așa, despre lectură. Oamenii de astăzi fug atât de mult de lectură, de parcă pe cărți ar fi inscripționate avertizări de genul provoacă impotență, cancer, demență. Așa cum scrie pe pachetele de țigări. Și scrisul este ocnă, dar a găsi un cititor a început să fie mult mai greu. Spre deosebire de alți autori, dumneavoastră ați găsit o nișă aparte cu cititori consecvenți, mai ales în spațiu virtual. Și pentru că tot ați amintit de aforismul care a fost preluat în India, aș vrea să vă referiți la succesul noastră internațional de data aceasta, pentru că ați fost tradus în mai multe țări și ați câștigat niște premii internaționale prestigioase.
Da, spuneați de internet. Într-adevăr, pentru mine internetul a fost o șansă formidabilă. Și este și meritul aforismului că el încape pe internet. Este suplu, se strecoară și oricât de grăbit ar fi cel care manevrează, care trece pe Facebook sau pe internet, dar când vede că e un singur rând, îl citește. Dacă 20 de rânduri, nu mai citești. Dacă are 1000 de pagini ca Război și Pace, sigur că nu are nicio șansă. A fost o întâmplare, iarăși, repet, fără acele momente de grație divină, cred, cărțile mele stăteau în sertar, aforismele mele erau cunoscute poate numai în familie sau între cei apropiați. Dar am avut niște momente de noroc formidabile. Am văzut undeva adresa unui român care avea o revistă în Canada, i-am scris și eu. El m-a întrebat dacă am mai multe aforisme pentru o carte eventuală. Mi-a spus că face o bibliotecă online, dacă vreau să particip. Eu am spus da. M-a întrebat dacă vreau bani, i-am zis că n-ar fi rău și el atunci a tăcut. Și am revenit eu în forță și a zis, dă-i dracului de bani, nu mă interesează bani. Bun. Și a făcut el o selecție și mi-a băgat un volum de 300 de pagini pe internet. Ei bine, este un site pentru puține, pentru că internetul este o descoperire epocală, dar nu este pusă la punct. Nu este. Dacă rămâne așa, se pierde și ajunge în derizor. Deci atâta timp cât pe internet poate să scrie oricine, fără niciun spirit critic, fără nicio selecție, fără nimic, nu va avea utilitate. Va fi acaparat de imbecil, de nu știu ce. Omul acesta a introdus o selecție. A spus, dom'le, dumneata, așa cum mi-a spus și mie, dumneata îmi trimit și eu aleg. Și așa se procedează pe site-ul citatepedia.ro și acum se face o selecție valorică și se elimină orice formă de vulgaritate. Și cam așa ar trebui, cam așa ar trebui să fie peste tot. Și în felul acesta aforismele mai au circulat foarte mult pe internet. După aceea am participat, iarăși noroc, o să veți vedea imediat că nu sunt niște concursuri obișnuite. Am participat la două festivaluri internaționale de aforism, la Torino și la Beirut. Participarea între 1300 și 1500 din concurență anual. Ei, vă dați seama că cum or fi făcând oamenii aia selecția, că noi la bacalaureat, când avem de ales între 30 de teze, ne vine greu să alegem care e cea mai bună, da, ei cu, nu știu cum, norocul a făcut să fiu selecționat acolo. Când la ei există un obicei, când apari când câștigi un premiu, lucrările premiate sunt adunate în niște antologii și am acolo chiar ultimele două. Așa, dați-o și cealaltă. Aceasta este antologia de la Torino. Ei au adunat aici lucrări premiate și lucrări chiar care n-au fost premiate. Dacă omul a trimis, era norma 50 de aforisme. Dacă omul a trimis 50 de aforisme și ei au găsit 3-4 bune, le-au publicat aici, fără să-i dea premiu, dar le-au publicat aici. Aceasta este culegerea de la Beirut. Așa. Și cum se procedează? Italienii sunt mai naționaliști, trebuia să trimiți textele traduse în limba italiană, culegerea lor este în italiană și salut! Așa. Ei, mult mai democrați, mai orientari, mai largă, cei din Beirut, îți admite, trebuie să trimiți lucrarea, textele în limba ta de origine și într-o limbă de circulație. Ei le-au publicat la fel. Deci în felul acesta le-au adunat și îi spun, domnule, noi avem aici texte premiate în 25 de limbi și au făcut culegerea aceasta, antologia aceasta, pe care au difuzat-o în 56 de țări. Deci o circulație uriașă a avut această antologie. Acum,
dacă o fi citit cineva, dacă încă o chestiune, la Beirut, cine câștigă un premiu, este declarat membru al fundației, este o fundație extraordinar de puternică. Patronul și ctitorul acestei fundații este un om de o cultură vastă și cunoscut în toată lumea, are doctoratul în filozofie la Sorbona și face această cultură pe un pic utopic. El face o cultură gratuită pentru toată lumea, spune el. Așa. Ei adună sponsori pe care acoperă cheltuielile și toate cărțile le dau gratuit, dar cum le dau gratuit? Nu ies în stradă să le dea la trecători, ci le dau, de exemplu, pentru cărți, ei fac, pentru cărțile care apar într-un an, au un congres al criticilor și istoricilor literari din țările arabe și primesc criticii cărțile acelea și ei le mai citesc, mai comentează. Și am scos și eu o carte, aceasta este cartea, de fapt aceasta e coperta a patra, pentru că ei citesc de la sfârșit spre început. În condiții grafice deosebite, a apărut în trei limbi, în română, franceză și în arabă. Așa, am avut iarăși un norocul nemaipomenit să fiu invitat să o prezint la un forum internațional intitulat Asia Europa, unde au participat 34 de delegați, 200 de delegați din 34 de țări, toți au primit cartea gratuit și au dus-o în țările lor și poate, cine știe cum, poate o să mai scrie despre ea sau așa. Ei, și deci am mai scos în Franța o carte, aceasta este, cu un traducător renumit, Constantin Frosin, care a fost premiat de președintele Franței. Așa, am în ediții bilingve, în engleză, franceză și turcă, și zilele trecute mi-a apărut o carte la Madrid. Tot este aceeași carte, În ghearele râsului, dar în limba română, franceză și în spaniolă. Și aici șansele sunt foarte mari, să vedem ce va fi. Ei au scos un tiraj de probă, de testare a cititorilor din Spania și am spus că dacă se mișcă cartea bine, o trimit în America de Sud și în America Centrală, unde se vorbește limba spaniolă, și editura Niram Art, că despre ea este vorba, are două filiale foarte puternice la Londra și la New York. Da, deci zilele trecute a avut loc lansarea unei cărți apărute la Madrid, aceeași carte, În ghearele râsului, care a apărut în limba română, franceză și spaniolă. Spaniolii mi-a spus că testează deocamdată piața cu un tiraj mai mic. Dacă va fi bine primit de public, de cititori, vor face un tiraj mai mare și o trimit în America de Sud și în America Centrală și la Londra și la New York, unde au două filiale puternice. Aștept cu nerăbdare să vedem care va fi, dar oricum faptul că a apărut și acolo, eu sunt mulțumit. Spuneam că m-a mai apărut la Paris această carte, dar aș vrea să spun, deci să accentuez încă o dată ideea că mă consider un om norocos pentru circulația cărților mele, pentru difuzarea lor. În același timp sunt realist și îmi dau seama că și nu mă îmbăt cu apă rece, nu am făcut o gaură în cer, nu pot spune că sunt foarte cunoscut în străinătate și nu știu ce. Cartea de la Paris în special mi-a lăsat un gust amar
Și am constatat că noi, deși știam, și să știi lucrul acesta, că noi suntem teribil de dezbinați, nu ne ajutăm unii pe alții. Dacă ne uităm la alte popoare, cum se trag unii pe alții, deci nu să-l ajuți pe unul sub în sensul vulgar, cum înțelegem noi, să-i pui o pilă pentru, deși nu merită. Nu, e vorba să sprijini pe cineva care a făcut ceva, care a făcut ceva bun și trebuie ajutat. Cum se sprijină evreii, de exemplu, cum se sprijină ungurii, cum se sprijină grecii sau mai știu, polonezii. Așa, nu. Și am să vă dau un exemplu. Am fost la Institutul Cultural Român de la Paris și am spus, dom'le, rugămintea mea ar fi, dacă eu vă dau niște cărți, dumneavoastră le puteți difuza la revistele pe care le cunoașteți, dumneavoastră de cultură literare, da, sigur că da. Le-am lăsat cărți. Unui român de mare popularitate la Paris. Și am spus, domnule, dacă vă dau 10 cărți, îi mai răspândiți pe la prietenii noastre, pe la nu știu ce? Deci da. Așa. Urmarea, după un timp, persoana de la ICR a dispărut, am rugat pe cineva să se intereseze să vadă și a găsit asta aproape după un an, a găsit cărțile mele într-o debară. Iar persoana respectivă nu a dat, n-am primit niciun semnal că cărțile date lui ar fi ajuns undeva. În schimb, traducătorul mi-a dat 10 adrese de critici literari din Franța. Le-am trimis cartea, de la 8 dintre ei am primit cronici, am primit scrisori, deci oameni care nu mă cunoșteau. Așa. Ei, asta este din păcate. Am venit în țară, am trimis 10 exemplare la 10 reviste, revistele de top care sunt în grija Uniunii Scriitorilor. Din 6 părți, cărțile mi-au venit înapoi, retur, și în loc de 3 lei am plătit 9 lei transportul, așa, pentru că domnii de acolo, domnilor le-a fost greu să trimită femeia de servici la poștă să ia coletul. Așa. Iar celelalte 4 care au primit n-au dat niciun semn, să anunțe carte nouă. Dom'le, trebuie să înțeleagă totul. În Franța nu e ca la noi, adică te duci și publici ce vrei, ce străsnește prin cap. Au redactori de carte, este o exigență acolo. Deci dacă a apărut acolo, nu putea să fie anunțat într-o revistă că, uite, dom'le, a apărut o carte la, a scos un amărât de la Tecuci, a scos o carte. Ei, și din cauza aceasta noi nu ne vedem. Noi există în Paris bibliotecă albaneză, dar o bibliotecă românească nu există. Și de asta nu prea știi. Acum au apărut multe cărți în străinătate, dar nu putem lăsa o impresie mai bună dacă nu suntem uniți, dacă nu suntem atenți la ceea ce facem, da. E regretabil ceea ce se întâmplă și, din păcate, nu sunteți numai dumneavoastră cel care nu este promovat la nivelul valorii cărților pe care le-ați editat, dar aventura scrisului, după cum spun mulți, este o aventură personală și atât timp cât la noi nu există o formă stimulativă de promovare și a cărții și a autorilor, lucrurile vor lâncezi. Ca să nu mai spun că aforismul la nivelul publicațiilor literare în țară aproape că nu există. Nu există nici în istoriile literare recente. Cum vă explicați această, cum să spun eu, neadecvare, neadaptare, neprimire a unui gen care în fond înseamnă sinteză, înseamnă valoare în cele câteva cuvinte spuse? Da, e foarte bună întrebarea. Sigur, eu am încercat să public aforisme și în reviste mai, să zicem, mai pretențioase. Deci mentalitatea la nivelul
Eu aș putea chiar să generalizez atâta timp cât eu n-am văzut un articol scris de un mare critic despre aforism. N-am văzut. Mie mi-au dat, am primit niște aprecieri bune de la unii și de la alții, dar mentalitatea generală este aceasta și mi-a explicat un critic. Și s-a răspândit și la directorii de reviste, reviste literare. Așa. Am primit, nu știu dacă ei s-au vorbit sau dacă întâmplător au... Dar ideea este următoarea. A spus, domnule, în aforism, ce a fost de spus, s-a spus încă din antichitate. Au spus antici toți, ce mai trebuie să mai spunem noi acum? Și am întrebat așa, domnule, dar în poezie nu s-a spus? Nu s-a spus mult în antichitate sau mai ales în Evul Mediu? De ce mai scriem noi poezie? Da, în roman, da, în epopei, da, nu știu ce. Cum putem veni cu un asemenea argument că s-a spus tot ce s-a... Așa. Nu există. Și așa se explică. Deci este... Sau unii au impresia că, domnule, astea sunt, merg în Urzica, merg în nu știu cum, să zicem că cele mai ușurele, cele mai... Eu nu spun, Doamne ferește, că toate aforismele mele sunt filozofice, că sunt îmbibate de metafizică și de, știu, existențialism și de nu știu ce. Am și lucruri mai ușoare, pentru că, dar uneori, sub aparența unei glume, există un lucru, o idee care merită atenție. Deci italienii, iată, la Torino, un festival internațional al aforismului. Și acești oameni, este acolo tot un inimos ca și cel de la Beirut, dânsul se numește Fabrizio Caramania. Domnule, a făcut omul acesta vreo 20 de antologii, iată, noi ne-am trezit românii care nu aveam nicio antologie a aforismului, ne-am trezit cu una. Am primit pe e-mail o înștiințare. Dom'le, sunteți de acord să fiți cooptat în antologia de la aforism a romeno contemporan, pe care o scoatem noi la Torino? Și am spus, da, sigur că da, sunt onorat. Și m-au băgat aici. Ei au muncit foarte mult, au tradus 200, au luat de pe internet și din cărți. Au luat 200 de aforiști români, au fost traduși, după aia i-au selecționat cu atenție și au rămas 20. Printre care, iată, mă număr și eu alături de Teodor Codreanu, Valeriu Butulescu, Vadim Tudor, Grigori Vieru, așa. Tarlapan, marele Tarlapan, Valeriu Butulescu. Așa și, apropo de Butulescu, fac o mică paranteză, m-a încântat un aforism de-al lui care spune așa, apropo de, zice, din familia Ghica, cunosc doi domnitori ai aforismului, Vasile și Vladimir. Vladimir Ghica, care și el are e celebru, are aforisme grozave. Așa, și-au scos această carte, pe banii lor ne-au trimis-o și nouă, spre vânzare nu putea fi vorba, pentru că ei o vindeau acolo cu 30 de euro, așa, nu se putea vinde la noi așa ceva, dar am vorbit la unul dintre scriitorilor, domnule, oamenii ăștia au făcut un act de cultură în folosul poporului român. Să-i chemăm să facem o lansare la București, n-avem bani. Dați-le măcar o telegramă de mulțumire. Nu, n-a fost posibil așa ceva. Ei, și... Asta este mentalitatea, că aforismul nu este, este ceva derizoriu, este ceva... Bun, asta nu știu dacă se va putea schimba mentalitatea. Și apropo de... Da. De mentalitate. Încercați dumneavoastră ce nu fac alții. Și am înțeles că proiectați un festival al aforismului românesc. Vorbiți-ne despre această inițiativă. Da.
deși mie nu-mi place să vorbesc până când lucrurile nu sunt foarte, foarte clare. Inițial mi s-a părut că e simplu, am avut promisiuni din partea primăriei, dar am avut prudența să nu declanșez acest festival până când nu vedem fondurile aprobate. Fondurile încă nu sunt aprobate, bugetul municipiului nu a fost dezbătut la capitolul cultură și am încă emoții. Dar zic eu, dacă va fi să ne dea chiar cu fondurile cele mai neînsemnate, aș vrea, deci în primul rând, să stârnesc o vâlvătaie în școli, în toate școlile, cu ajutorul profesorilor. Vreo două săptămâni înainte de festival să se facă concursuri, recitaluri, întâlniri cu copiii, să le dăm cărți de aforisme să citească, să-și aleagă cel mai bun din școală, apoi să invit scriitori din localitățile limitrofe, adică mă gândesc la Bacău, și Iași, Galați, Vrancea și așa mai departe, și să facem o dezbatere în primul rând, apoi să ne ducem să ne întâlnim cu copiii în școli, după aceea să facem festivitatea și recitaluri de aforisme, să-i premiem pe elevii care s-au remarcat în așa, au scos cineva o antologie foarte interesantă, au fost abordați autorii de aforisme să dea ei, să facă ei o selecție din operele altora. Și să, deci nu din opera ta, ci spune ce ți-a plăcut de la alții. Și s-a adunat, acum s-a făcut o antologie foarte interesantă, să sperăm să găsească bani și să o lansăm, să o lansăm atunci. Ar fi și să încheiem cu un concert, un recital de arii și operete din arii și opere, din opere și din operete, arii celebre din opere și operete. Așa, ei, dacă va fi posibil, eu zic că am mai înviora un pic soarta aforismului. Cei din străinătate și de la Beirut și de la Torino mi-au spus întâi că ei vin dacă îi invităm, dar când am văzut cam cât costă avionul și ne vom limita la comunicarea prin Skype sau ne vor trimite casete și ne spună ei ce părere au ei despre festivalul nostru. Am încercat să ne înscriem, zic eu. Deci aforismul, eu cred că are viitor. Are viitor. Eu nu cred că va citi cineva vreodată pe internet Război și Pace sau alte romane. Nu cred. Dar aforismii se vor citi. Și în tramvai, și știu eu, așteptând la medic sau mai știu eu unde, oricine își poate, dacă vrea, se poate delecta cu aforismii românești. Este un exercițiu al minții, în primul rând. Și pentru că astăzi este Ziua Mondială a Scriitorilor, vă propun să încheiem tot cu aforism al dumneavoastră, fie dintr-un volum apărut, fie dintr-o carte pe care o proiectați. Da. Da, vă citesc câteva, nu mă pot. Purtăm cu tot mai multă inconștiență povar în noi, purtăm cu tot mai multă inconștiență povara marilor cărți necitite. Într-adevăr, lectura trebuie să aprindă treptat o flacără în noi, ori măcar un opaiț. Ierarhia națiunilor și a indivizilor este arbitrată de cultură. Și unul și ultimul, muzica de orgă are irizări de infinit. Vă mulțumim și sperăm că ne vom mai revedea fie la festival, fie cu alte prilejuri.